Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Domnul să binecuvânteze Biserica Muntele Sionului și pe cei care ne vizitează astăzi, dar în mod deosebit, Domnul să-i binecuvânteze pe cei trei slujitori care astăzi vor intra pe slujbele care au fost amintite. Există un obicei între noi, slujitori, și eu cred că e fain așa, între noi, când avem un musafir, să lăsăm pe musafir să vorbească, să predice, să se poată extinde, și noi suntem mai de acasă. Asta o să fac și eu, de data aceasta, asta mi se întâmplă și mie, mă duc în alte biserici, parcă văd respectul acesta între frați, și e frumos, așa? Dumnezeu să binecuvânteze pe frații noștri, amen, care ne vizitează în ziua de astăzi. Am totuși pentru că cei doi prezbite, fratele Pavel și fratele Vasile, au adus sfatul pentru prezbite. Eu aș vrea să întăresc ceea ce au spus, e frumos sfatul ăsta. Și aș vrea să întăresc ceea ce spuneau ei și totodată să dau sfat și biserici. Relația prezbiterilor cu biserica li s-a spus multe și a slujitorilor, dar o să am un sfat și pentru biserică, în relația lor față de slujitor. Spunea aici fratele Vasile, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, care și eu sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Un prezbiter dă sfatul prezbiterilor și acesta era Petru. În subsolul paginii din Biblie, prezbiter scrie bătrân. Cred că sunt cel mai bătrân din biserică, e ca slujitor, și ca slujitor și ca vârstă. Și mulțumesc Domnului, nu mă deranjează deloc lucrul acesta. Din potrivă, dau slavă Domnului, căci încă Domnul îmi dă putere și biserica m-a ales încă ca să slujesc și slujesc Domnului și o fac nu de sine, ci de bună voie. Și cu toate ei, așa cum se spune aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mi-amintesc și eu în biserica aceasta, ultima dată am fost ordinat. Sunt 10 ani de atunci, de când împreună cu fratele Iulian am fost amândoi aleși ca pastori aici, în această biserică, am fost ordinați ca pastori. Dăm slavă Domnului, căci de atunci noi am mai ordinat încă mulți slujitori în biserica aceasta. Și ceva specific Bisericii Muntele Sionului este că de câte mi-amintesc eu și cred că frații pot să confirme lucrul acesta, ori din câte ori, de atunci, cel puțin, în Biserica Muntele Sionului s-a propus un slujitor, totdeauna biserica l-a ales. Și pe cei trei biserica i-a ales și dumneavoastră ați confirmat pentru ei, încă cu voturi multe, pentru toți trei. Zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Asta e relația bisericii cu slujitori. Și am un cuvânt anume, referitor la relația noastră, bisericii, față de slujitori. Îl găsim scris în Evrei, capitolul 13, cu versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supus, căci ei privechează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să face lucrul acesta, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu susținere, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Biserică Muntele Sionului. Cuvântul Domnului ne vorbește astăzi prin Cartea Evreilor și ne spune
să ascultăm de mai mari noștri, și aici nu e vorba de mai mari noștri din afara bisericii, ci cuvântul Domnului spune de cei care vechează asupra sufletelor voastre, să facă lucrul acesta cu bucurie. Dați-le prilejul acesta slujitorilor să o facă cu bucurie, nu susține. Când va fi nici, nu va fi de niciun folos lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, biserica. Domnul să binecuvinteze. Am bucurie aceasta și mă exprim din plin, căci încă în biserica noastră, muntele Sionului, se mai coordinează încă lucrători. Și eu cred că într-o bună relație și cu ceilalți slujitori care îi avem în biserică, cu fratele Binu, cu fratele Teo și cu fratele Ivașcu, lucrând în unitate, vom avea realizări bune cu ajutorul Domnului și împreună cu cei trei care vor fi ordinați astăzi și, bineînțeles, cu ce bun păstor. Domnul să ne binecuvinteze în relația noastră, unii cu alții, și Domnul să ne binecuvinteze în relația noastră cu biserica și biserica în relația cu noi. Amin.